Unul dintre cele mai grave incendii ale zilei de ieri s-a produs în localitatea Jidoștița din Mehedinț. Pe o furtună cu intensificări de vânt chiar și de 60 de km pe oră, un bărbat s-a gândit să-și igienizeze terenul agricol folosind focul. De aici până la un incendiu scăpat de sub control nu a fost decât un pas. Numai puțin de 40 de hectare au fost cuprinse de flăcări care au intrat chiar și într-o pădure. Ne-am curcat puțin vântul, suntem detașamentul Dobrogeanu Severin, am intervenit cu 3 auto speciale, cu 12 subofițeri. Am acoperit în jur de 40 de hectare. A fost puțin dificilă, vegetație multă și vânt relativ ușor. Focul a pătruns și în pădure? Da, a intrat pe aproximativ 20-30 de metri în profunzimea pădurii. Doar în ultimele două zile, pompierii au avut peste 30 de incendii de vegetație uscată. În ciunta apelurilor repetate făcute de autorități, incendierile sunt din ce în ce mai multe. Facem apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să înțeleagă că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca măsură fitosanitară de combatere a răspândirii unor boli. Vineri, pompierii au intervenit la 22 de incendii de vegetație uscată în 12 localități, în unele dintre ele chiar și de 4 ori. Doar în 3 incendii au ars peste 400 de hectare de vegetație uscată, Lăstăriș, Mărăciniș și Litieră. Ca să facă față situației, pompierii au adus oameni de acasă din turele libere. Unul dintre cele mai mari incendii a fost în comuna Bala, unde au ars peste 300 de hectare de vegetație uscată. Amenda pentru cei care pun foc pe câmp este între 1.000 și 2.500 de lei.